Bună ziua tuturor, sunt Arotela cu etalarea pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent în berbec pentru septembrie 2019. Încep cu mesajele de la îngeri. Vouă, dragii mei berbeci, berbecuți și berbecuțe, v-a venit acest mesaj. Ce poate fi mai frumos? Numărul 30, dragoste adevărată. Pentru mine, pe scurt, această carte reprezintă acel sărut care trezește conștiința că suntem fărâme de divinitate, acel sărut care ne conectează, acea îmbrățișare care ne conectează la Dumnezeu, acel fel de a face dragoste în care simțim că Dumnezeu este în noi, dansează în noi, face dragoste în același moment în care facem dragoste cu cel pe care îl iubim, cu dragoste adevărată. Ne oferă și această latură fizică, ne oferă și acest potențial, vă oferă, e vorba de voi, de a vă manifesta în fizic, prin cele mai frumoase gesturi, acest sentiment de dragoste adevărată. Dacă n-ați întâlnit persoana, este pe drum. Pentru partea masculină, în această poveste de dragoste, care este unică într-o viață, poate chiar în mai multe. Pentru partea masculină, sunteți chemați să preluați comanda, mai bine zis, să preluați controlul, să faceți acele prime gesturi care să deschidă și să îi ofere încredere părții feminine să se deschidă. Partea feminină, berbecuță sau nu, este chemată să se deschidă ca un evantai și să lase să curgă emoțiile din ea ca un râu, ca o cascadă, să se deschidă ca o floare, pentru că înăuntru ce? Este copilul divin. Aveți potențial ca această dragoste să producă, să creeze, sună mai bine, da? Un copil special, dacă sunteți o vârstă potrivită. Încercați să fiți autentici în această relație. Nu încercați nici să oglindiți reacțiile celuilalt, nici să vă imaginați că poate un anume comportament ar fi mai bine. Fiți autentici, pentru că în această relație așa trebuie să fiți. Este dragostea voastră adevărată. Și totul se întâmplă ca un act de magie. Totul vine de ca și când Dumnezeu, eu știu, îngerii, oricine, Sfântul Duh, vine și manevrează de ani de zile, de vieți anterioare, de eu știu de cât timp, toate evenimentele din viața voastră și a celuilalt, ca să vă aducă împreună. Și totul se produce doar cu o scânteie, brusc. Și începe și se desfășoară întregul eveniment. Partea masculină, am zis, este chemată să preia controlul. Nu să se controleze, ci să facă primele gesturi. Și ce înseamnă? Să îndrăznească, mai ales că vorbim de berbeci care uneori sunt mai sobri, să îndrăznească să fie romantici. Avem aici un om care cântă la chitară, să îndrăznească să se exprime artistic, eventual să trimită muzică, versuri. Este dragostea voastră, este o dragoste unică. Și atunci, nu merită tot ce este mai special? Aveți doi inorogi. Voi doi sunteți speciali și iar mă fior când vorbesc despre lucrurile astea sau poate ceea ce spun este adevărat, poate este o confirmare de la Duhul Sfânt, de la spiritele care, eu știu, ne înconjoară în momentul în care facem această transmisie. Și unul și altul aveți un copil, ori în gând, ori vă veți dori să aveți un copil împreună, tocmai pentru că veți simți că această dragoste e unică și trebuie să lase ceva special. Ah, dragii mei, vă felicit, vă felicit. La capătul acestui set de cărți ce? Aveți credință. Aveți o grămadă de fluturi. Probabil că și unul și celălalt ați trebuit să vă transformați în multe direcții, în multe aspecte din viața voastră, din caracterul vostru, să vă lăsați să zburați, să vă lăsați duși, purtați de îngeri, de ghizii voștri spirituali și să fiți doritori să vă exprimați dragostea, cum am spus mai devreme. Ce aveți? Aveți nevoie de atingere fizică, dar nu orice fel de atingere.
este specială. Nu puteți compara această persoană cu nimeni altcineva. Cu nimeni. Îmbrățișați-vă emoțiile. Fua. Pentru că emoțiile vă vor ridica către culmi la care nici n-a sperat. Ce frumos, ce frumos. Aș vrea să fiu berbecuță în această perioadă, măcar pentru aceste lucruri. Haideți să vedem ce vă pregătește, ce mesaje veți primi din setul acesta de cărți. Iar blocaje mentale. Am mai avut o carte chiar înainte să amestec, dar eu mai amestec o dată. Berbec. Soare, lună, Venus, ascendent, un berbec. Berbec, soare, lună, Venus, ascendent, un berbec, septembrie 2019. Central. Wow! Wow! Asul de bâte. Semn de foc, sunteți voi, este primul, poate să fie semnul berbecului, că sunteți prima zodie de foc. Sau un început pasional pe care nu l-ați sperat. Foarte creativă, un potențial creativ, la fel, nesperat. Este un dar divin. Este un dar divin. Că-i proiect, că-i relație, dar cum am văzut, true love, dragoste adevărată, vă așteaptă o întâlnire cu cineva foarte special. Asta este darul pe care îl meritați unii dintre voi. Și probabil că l-ați așteptat. Haideți să vedem ce provoacă. Ia uite, 7 de monede. Interesant că l-am văzut și mai devreme. Provocarea este să ieșiți din așteptare sau să mai așteptați un pic. Dacă cumva vă instigă toată această nu emoție, pasiune, tot acest foc, toată această dorință de a arde împreună sau, în fine, măcar singuri, dacă simțiți că devine prea devoratoare această dorință, calmați-vă un pic și fiți un pic mai pământeni. Dacă, dimpotrivă, ați fost prea pământeni, ați așteptat acest as de bâte mult, poate chiar 7 ani, unii dintre voi. Eu știu. Ați muncit. Ideea este să ieșiți, da? Provocarea este să ieșiți din așteptare. Pentru alții, înainte de a începe acest proiect, această, eu știu, situație, relație, analizați-vă un pic, nu foarte mult. Nu fiți prea precauți totuși, dar trebuie să vă analizați resursele, ca să știți cum să acționați, nu de alta. E o chestie de management. Pentru că trebuie să riscați. Trebuie să îndrăzniți. Trecutul îndepărtat, valetul de bâte, poate e un copil, poate ați avut mesaje sau poate ați făcut mici pași. Nu știu, ați manifestat acest as de bâte prin valetul de bâte. Mesaje pasionale, proiecte creative sau, repet, poate să fie un copil în semn de foc. Un copil creativ sau poate cineva este mai tânăr în această situație. Niște ani. Cu niște ani. Poate a fost o aventură la un moment dat, că valetul de bâte e destul de aventuros, dar în general valeții țin de copii, de mesaje, de începuturi cu pași mici. Dar, în cazul acesta, pasional, evident, ați fost foarte creativ într-o direcție și ați manifestat acest început. Trecutul apropiat, 6 de monede, iar monede, iar foc. Balansați între foc și pământ, între spirit și pământ. În trecutul apropiat a trebuit să învățați să vă echilibrați. Probabil că undeva în viața voastră ați experimentat și relații dezechilibrate, în care unul a oferit mai mult decât a primit. În care, chiar și în business, unul a investit și bani, și efort, și relații mai mult decât asociații. 6 și 7. Din acest motiv, chiar dacă aveți un potențial, poate să începeți o nouă afacere cu altcineva într-un alt context. Da?
Trebuie să analizați experiențele anterioare. În cazul în care e vorba de profesie și nu de relații. 6 de monede. Cred că unii dintre voi ați oferit prea mulți bani într-o direcție. Din acest motiv sunteți rugați să vă analizați resursele, pentru că acele resurse ar fi mult mai potrivite în manifestarea acestui as de băte, înțelegeți? Da? Ah, ce frumos! Cavalerul de cupe! Ce veți simți la nivel de conștient? Aici valetul de băte ține de inconștient, de subconștient, cum vreți voi să-i spuneți, de trecutul îndepărtat. Este un soi de imodium coeli. Aici este mijlocul cerului. Este un viitor îndepărtat pe care începeți acum cu acest as de bâte să-l manifestați într-un fel sau altul. Este cavalerul de cupe. Poate să fie pentru unii dintre voi un semn de apă, dar nu este obligatoriu. Dar e posibil. Cavalerul de cupe este un personaj care, ca toți cavalerii, vine și pleacă. Dar dacă are motive să stea, va sta. Dar cum am spus la True Love, este o persoană care se poate exprima artistic, poetic, într-un mod foarte sensibil, da? Cavalerul de cupe. Până acum ați avut doar foc și monede. Foc și pământ, foc și bani, spirit și bani, sau pasiune și bani, dar n-ați avut, e prima carte emoțională, prima carte de cupe, de apă. Vom vedea cum se așează cărțile, însă, cavalerul de cupe e tare dulce. Tare dulce, dar într-un context așa pasional, ați putea manifesta acel mesaj care a venit mai devreme, dragostea adevărată. Pentru că, sigur, sigur, nu e genul care să mintă. Poate cel mult uneori să se mintă pe sine, dar nu e cazul să vorbim acum de minciuni. Vreau să spun că este foarte sincer. Este o persoană care își deschide sufletul și dacă cineva vine și își deschide sufletul în fața voastră, oferiți-le. Din respect pentru acest gest, încrederea și aprecierea pentru această îndrăzneală. Viitorul apropiat sau prezentul, regele de spade. Prima carte de spade, prima carte de aer. Ați putea fi voi, unii dintre voi, mai reci, tocmai pentru că ați experimentat niște relații nu tocmai echilibrate. Tocmai pentru că vreți să vă analizați resursele, banii și poate aceste emoții. Nu sunteți obișnuiți cu aceste emoții. Poate unii dintre voi vi se pare, poate chiar și pasiunea, deși sunteți semne de foc, vi se pare ceva exagerat, ceva cu care n-ați mai avut de-a face de cel puțin foarte mult timp, dacă nu chiar niciodată. Regele de spade e o persoană destul de rece și distantă. Încearcă să stea, cel puțin în aparență. Că central aveți asul de cup, nu de cupe, poate vă doriți și un as de cupe cu cavalerul. Aveți asul de băte. Central, inima voastră este foc. Dar, posibil, unii dintre voi nu vreți să arătați. Pentru alții, poate în viitor apropiat, în prezent, vă veți întâlni cu acest rege de spade. Poate să fie un avocat, dacă vorbim de separări, la locul de muncă sau în afaceri sau, eu știu, într-o relație în care poate unii dintre voi aveți un copil de discutat, de pus în discuție. Și după această întâlnire, după aceste separeuri, ce ori mai veni, separări, de vibrații, de situații, va apare și acest cavaler de cupe.
care mai stinge un pic din foc, care mai alină un pic din răceala asta, mai încălzește un pic răceala asta. Interesant, interesant. Sfatul. Vai, n-am vorbit de azi de cupe mai devreme? Sfatul este să îndrăzniți cu acest as de bâte, să îndrăzniți, să îmbrățișați o nouă dragoste. Cavalerul e aici, da? Regele de spade e mai distant, am spus, e posibil să fiți voi. Nu, îndrăzniți, exprimați-vă, regele de spade și exprimă, dar nu rece, exprimați-vă. Da, analizați un pic situația, așa, e bine cum se leagă regele de spade cu șaptele de monede. Fiți un pic precauți, un pic, dar nu foarte mult. După ce analizați, exprimați și această pasiune. Uite ce frumos, uite ce frumos, dragii mei. Cavalerul de cupe. Deci, sfatul este să lăsați acest personaj sau această dorință sau acest sentiment să se manifeste. Este în preajma voastră acest mare cadou, da? Am vorbit de dragoste adevărată. Interesant cum se leagă cărțile. Foarte interesant. Doi ași. Sfatul este să vă lăsați copleșiți de emoții, domnilor. Domnilor și doamnelor și domnișoarelor. Să vă lăsați copleșiți de emoții. Că în voi arde un foc imens. Dar în aparență sunteți precauți și distanți și poate unor, poate chiar prea sobri, prea tăioși chiar în exprimare. Lăsați aceste emoții să curgă, să vă umple. Poate o persoană care vă sensibilizează, vă emoționează. Și tot puneți așa un zid în fața voastră, de ca și când nu se întâmplă nimic, dar doar voi știți cum ardeți și câte emoții aveți pentru ei. Ăsta este sfatul. Și nu uitați, am vorbit de dragoste adevărată. Avem aici Sfântul Graal, avem aici porumbelul, avem aici... Cum se numește acel ritual când primești vin și ce mai primim de la biserică? Îmi scrieți voi că acum... Da, ideea este că m-am gândit la așa ceva, chiar dacă nu-mi găsesc cuvintele, mă ajutați voi. Este sfânt, este divin, este sacru acest moment în care două inimi se deschid, da? Sfatul este să vă deschideți inima pentru că aveți un om care vă înțelege. Și vă va umple cupa cu multe, multe emoții. Vai, ce frumos, ce frumos! Exterior steaua, poate e un vărsător, că avem vărsător varianta frumoasă, avem și vărsător regele de spade pentru unii dintre voi. Nu obligatoriu. Poate să e cineva cu planete în vărsător, lună, Venus, ascendent, da? Nu neapărat să fie soare. Nu contează. Steaua. Acest personaj care vine și... ce stăream! Da! Eu leg mult mai mult, vai, ce stăream. Probabil sunt niște confirmări energetice, nu știu. Această persoană care e forța exterioară, care vă influențează, eu știu, viața în această perioadă, nu musai septembrie, vă echilibrează emoțional, da? Sunt două cupe și aici avem iar cupe, aici iar avem cupe. Ce frumos! Această dragoste vă poate vindeca și nu doar pe voi, și ei se vindecă iubindu-vă. Doar trebuie să vă permiteți să lăsați zidul de răceală, precauțiile. De ce vă este frică? Vai, 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 cum să vă fie frică de soare? Poate aveți niște temeri că... E o bucurie trecătoare, dar soarele în poziția fricilor. Ah, da, mulțumesc, Doamne. Este soarele în casa 8-a. Acolo este cea mai întunecoasă, sau uneori chiar și casa 4-a. Sunt cele mai întunecoase case. Uneori soarele, da, în sinastrie, când pică în aceste case, poate pentru unii dintre voi să fie foarte inconfortabil. Pentru că persoana în sine vă vede și suferințele, ceea ce unii dintre voi nu vreți să arătați. Nu vreți să arătați că ați fost răniți, că suferiți, că vă e dor, că ați așteptat această dragoste, că ați trecut prin câte ați trecut și păstrați un zid de răceală, de putere, de precauție, am zis. Da?
Poate nici nu acționați cu 7 de monede. Nu este o persoană care se odihnește, nu acționează, da. Ideea este să acționați. Of, soare în poziția frici. Vă este teamă, poate unii dintre voi, bărbați, femei, doamne, domnișoare, domni. Că această dragoste vă face să străluciți într-un fel în care poate n-ați mai străluciți. Vă veți vedea voi înșivă, sinele superior. Și este foarte șocant pentru unii dintre voi. Și vorbesc de șoc pentru că avem și un vărsător. Chiar dacă nu e turn, este stea, e rege de spade, sunt... În fine. Wow, ce stări. Pentru unii dintre voi, vă este teamă să fiți copii. Da, mulțumesc, spirite, pentru inspirație. V-ați obișnuit atât să fiți pământeni, să aveți grijă, cât și ce oferiți, să fiți collected, cum se zice, adunați, da? Unii dintre voi, da? Și ați lăsat atât focul acesta înăuntru să vă ardă, încât vă este teamă să fiți copii, da? Și acest cavaler de cupe e copilăros. Nu e valet, e cavaler. E nu neapărat copilăros, e duios, e romantic, e sensibil. Că sunteți voi și ar trebui să vă manifestați așa. Da, este o teamă. Și da, foarte frumos. Vă este teamă că această, sau poate nici nu conștientizați, dar undeva există această teamă. Că această dragoste vă trezește spiritual la ceva ce nu ați așteptat până acum. Ați așteptat poate pasiune, dar probabil că n-ați prevăzut cu asemenea dragoste, un asemenea potențial vă poate trezi spiritual și s-ar putea să lăsați în urmă niște norme, niște dogme, niște, nu știu, preconcepții. Vai, ce frumos! Unora, dacă, pentru că asul de bâte înseamnă și altceva, dacă veți ajunge în stadiu să vă iubiți, aveți o teamă, ori voi, ori ei, să nu aveți un copil. Dar copilul ăsta s-ar putea să trebuiască să apară. Oh, ce vă doriți să vă vindecați! Dar vindecarea vine! E genul de vindecare prin izolare. Este similar cu eremitul, varianta 3D. Probabil, da, nu probabil, ca, mai mult ca sigur, că a fost și un trio, se vede aici, într-un fel sau altul. Vă gândiți la toate triourile prin care ați trecut, la toate durerile, dezamăgirile, poate neapărat triouri, poate să fie și dezamăgiri la locul de muncă. Unii dintre voi încă vă doriți să meditați la Dumnezeu, așa cum ați fost învățați. Dar s-ar putea această dragoste să vă trezească această conștiință divină, altfel, cum am spus mai devreme la începutul videoclipului. Acest sărut, prin acest sărut, prin această îmbrățișare, să-L simțiți pe Dumnezeu altfel decât v-au învățat, ne-au învățat dogmele în care trăim. Cum că Dumnezeu e departe. Și eu știu ce are El nevoie. Vai, ce frumos! Aveți soare, aveți steaua. Poate unora vă este teamă de cineva în semnul leului. Există și varianta asta. Sau cu planete în leu. Sau vă este teamă, poate acest personaj este foarte expresiv și vă creează așa o stare de grijă, de disconfort. Sunt prea expresivi. Posibil pentru unii dintre voi. Finalul, 3 de bâte, alt semn de foc, posibil voi. Începeți să vedeți viitorul cu alți ochi. Posibil că îi veți aștepta de la drum, posibil, da, mulțumesc, să vină de la drum. Nu sunt lângă voi, să fie la o oarecare distanță. Depinde de viața fiecăruia. Necesită această relație, necesită drumuri. Până vă veți stabiliza pentru 4 de bâte. Necesită drumul.
Va trebui să faceți drumuri, va trebui să acționați, să ieșiți din starea de așteptare. După ce analizați resursele, evident. Regele de spade nu prea acționează, așteaptă să vină lucrurile la el. De-aia avem totuși o provocare. Mă uit, ah, am tras cu ochiul și am văzut lumea. Începeți o nouă etapă, un nou capitol mare în viața voastră. Lăsați în urmă, poate așteptările, că și 3 de băte și 7 de monede așteaptă și mergeți către aceste oportunități, către această dragoste, către vindecare, către soare. Nu vă mai este frică să călătoriți. Ce frumos, ce frumos. Ați învățat lecțiile trecutului. Da, posibil unii aveți de a face cu persoane care au planete în semnul leului. Aveți leu, aveți vărsător. Aveți și taur și aveți și semne de, da? Și scorpion. Și aveți și semne de apă. Oh, la capătul acestui set de cărți, ce este? 5 de monede și 6 de cupe. Wah, wah, wah. Da. Posibil, veți merge mai departe. După acest 3 de băte, veți manifesta 4 de băte. O relație stabilă, de lungă durată, o prietenie, o colaborare, o casă. Cu cine? Cu un suflet dintr-o altă viață. Deci acest personaj vine dintr-o altă viață, ați mai trăit împreună, v-ați mai întâlnit, v-ați mai bucurat, poate să fie și din copilărie. Pentru cei care, într-adevăr, întâlnesc o persoană pe care nu au manifestat-o în copilărie, poate să fie din altă viață. Iar semn de apă, da? Pești, rac, scorpion. Și această persoană vine să vă scoată din această răceală, regele de spade, 5 de monede, cam reci, ambele cărți. Poate ați experimentat o tăcere între voi doi, o distanță care v-a creat frisoane. Poate avem un 4 de spade. Această dragoste, am zis mai devreme, vă vindecă și nu vă mai simțiți handicapați în sensul de a avea niște lipsuri financiare, emoționale, da? Sper că sunt înțeleasă. Poate nu ați comunicat o perioadă. Dacă este vorba de flăcări gemene, ieșiți din lipsa de comunicare și începeți să vă exprimați. Poate voi vă duceți și le dați niște flori. În general, dacă sunteți bărbați, așa ar trebui să acționați, da? Și să vorbiți și să vă exprimați. Dacă sunteți doamne, s-ar putea să primiți. Sau măcar să vă exprimați emoțiile. Cât de cât? Cât de cât? Pentru că da. Trebuie să ieșiți din starea de 4, din șabloane și să de 4 de monede. Să ieșiți din 4 de monede și să manifestați acest 4 de băte. Vai, ce frumos! Vai, ce frumos! Da, a stat o perioadă izolați, într-un fel sau altul. Puteți să întâlniți, vai, vai, și aveți și împărăteasă. Poate cu o relație cu mama copiilor voștri. Da. Posibil, pentru că avem aici un valet, probabil că și avem și regele de spade și avem 6 de monede. Poate unii dintre voi vă separați de o relație în care într-adevăr aveți un copil, o relație care a fost dezechilibrată, o relație în care ați fost singur în această relație. Nu v-a simțit persoana. Nu v-a simțit. Dar acum vine acest nou potențial, ori de împăcare pentru unii dintre voi, ori o nouă dragoste. Eu tind să cred că este nouă, pentru că aveți doi ași. Dragii mei, vă doresc cea mai frumoasă dragoste a vieții voastre. Dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup numai bine!